Bună ziua și bun găsit la Frății Well. Meteorologii ne anunță că în București și multe județe din România va fi cod portocaliu de caniculă. Așadar, dragii noștri, noi vă sfătuim să vă luați o băutură rece, să vă așezați bine în fotolii și să rămâneți pe Metropola TV, pentru că vă promit 2 ore pline de bună dispoziție. Cu prima mea invitată de astăzi mi-a fost foarte greu să mă gândesc la o prezentare. M-am gândit eu să fie mai serioasă, să fie mai haioasă. M-am gândit și m-am răzgândit de 10 ori. Și am zis că varianta cea mai bună este varianta cea mai simplă. Și vă spun așa, este un om de suflet pentru mine, este un om cu inimă mare, este unul dintre cei mai buni, cei mai iubiți artiști din România, este o mamă cum rar mi-a fost dat să întâlnesc și vă spun da. Este chiar ea, Elena Ionescu, căreia îi mulțumesc că a acceptat invitația de a fi astăzi la Frății Well. Te pup, iubita mea. Ești o frumoasă, o drăguță, ce bei, ce mănânci, ca să începem așa, că tot ziceai de ceva să ne răcorim pe început de emisiune. Mă bucur să fiu la tine. Evident că n-aveam cum să refuz această invitație. Pe lângă faptul că mi-ești un om foarte drag, ești o prietenă de suflet și mă bucur să te văd atât de frumoasă sclipind în această emisiune. Îți mulțumesc tare mult și te trebuie să recunosc că am avut ceva emoții, pentru că este altceva să fie un om atât de special pentru tine în fața ta și să-l privești cumva altfel până la urmă, nu? Ești o drăguță. Îți mulțumesc. Stai că ieșim noi după aia. Ne revenim. Vreau să începem așa cu testul prieteniei. Fii atentă. Vreau să te întreb dacă îți mai aduci aminte unde ne-am cunoscut. Unde ne-am cunoscut? Și când? Mai spart. Mai vrut să-mi dai knockout de la prima întrebare. Adina. Da, nașa mea, nașa bebelușului meu. Bebelușul, nu mai bebeluș, bebeloi. Da, țin minte că era o petrecere pe care o organizase ea, da, ceva ziua în familie. Ziua ei de naștere. Ziua ei de naștere. Împreună cu o altă prietenă draga noastră, te-am cunoscut și de atunci s-a înfiripat așa o relație. A fost frumoasă. Dragoste la prima vedere. Asta e, exact, dragoste la prima vedere. A ținut și e genul de prietenie care, chiar dacă te văd rar pentru că avem foarte multă treabă, atunci când ne întâlnim, iese ceva frumos. Elena, vreau să vorbim despre tine și despre drumul tău în viață, care sunt convinsă că n-a fost atât de ușor pe cât crede lumea. Drumul spre succes, cum a fost pentru tine? Nu există o regulă a drumului spre succes. Există probabil dorință, talent, consecvență și muncă foarte multă. Drumul spre succes, nu știu dacă pot să îl concluzionez așa, pentru că am trecut prin multe și sunt ani mulți de muncă. Sunt 15 ani de când sunt în această industrie și toate lucrurile pe care le-am făcut sau proiectele în care am participat au clădit spre acest succes pe care, să zicem, că ne bucurăm de el acum. A fost un drum greu. Este normal, nu suntem niciodată pregătiți pentru ce urmează, dar așa cum spuneam, când îți dorești foarte tare, când ai credință, când muncești, lucrurile sunt practic o concluzie a ceea ce faci. Ești o mămică cum rar mi-a fost dat să întâlnesc și știu că și ești și un artist în toată regula și vreau să-mi spui cum reușești să te împarți între Little Răzvănel și viața de artist. Little Răzvănel este practic o binecuvântare pe care am primit-o de la Dumnezeu și o motivație în plus în viața mea. Și când spun asta, este cel mai mare, nu știu, cea mai mare realizare pe care eu am avut-o în ultimii ani. Și mai mult decât atât, așa cum spuneam, m-a motivat în tot ce a însemnat ultima perioadă din viața mea. M-a întărit ca femeie, m-a motivat foarte tare și mi-a dat o forță pe care eu personal nu știam că o dețin. Am ajuns la concluzia că dacă nu aveam poate acest copil, poate nu eram aici. Datorită lui am făcut niște schimbări radicale în viața mea, m-am autodepășit, am riscat poate la un moment dat, la un moment în viața mea când poate lumea spunea, băi, ești nebună, pleci într-o țară străină, încerci să mergi într-un concurs cu atât de multe dificultăți, fără să gândești foarte mult ce se poate întâmpla și realmente așa a fost. Am mers într-o competiție care nu era demnă pentru perioada în care eu o trăiam sau trecusem, respectiv un divorț. Și surprinderea mea sau bucuria mea a fost că am putut să fac față. Motivația pe care am avut-o a fost atât de mare încât mi-am dat seama că puterea asta pe care am primit-o de la Dumnezeu și binecuvântarea pe care am avut-o să-l am pe el m-a făcut să ajung aici. Astfel încât consider că este cea mai mare realizare pe care am trăit-o în ultima perioadă, în ultimii ani. Pentru că de multe ori, iartă-mă că continui, sunt femei care atunci când
trec printr-un moment de ăsta, respectiv când părăsesc căminul conjugal cumva sau se întâmplă o rupere de asta radicală, bruscă, tind să aibă cu totul alte probabil activități sau se pot confrunta cu mai multe stări prin care pot trece cu ușurință sau mai puțin. Pentru mine a fost benefică situația asta și deciziile astea radicale pe care le-am luat se pare că au fost de bun augur. O să dau acum puțin din casă și o să spun așa că de multe ori te-am întrebat cum ai putut să faci față acelui show televizat extrem de greu, dar pe care tu l-ai și câștigat de altfel, și mi-ai spus că de cele mai multe ori te gândeai la Răzvânel. El ți-a dat putere, așa este? Așa este. Nu că mi-a dat puterea, efectiv m-am pus cu picioarele pe pământ din nou. Am realizat cât de importante sunt multe alte lucruri pe care nu le mai vedeam la fel de esențiale în viața mea, lucrurile simple, lucrurile de care mi-era dor de familie, de copil. Știam că orice moment de slăbiciune putea fi un moment greșit ales acolo să-l faci, pentru că nu am plecat să mă victimizez, n-am plecat să spun, domne, sunt un caz, am un copil, trebuie să fac orice, să calc pe cadavre ca să ajung la finalul acestei competiții. Dumnezeu m-a întărit, nu știu, cred că divinitatea, forța asta pe care am primit-o la vremea respectivă de la Dumnezeu, că așa cred eu, și momentele alea de liniște pe care le-am avut în junglă m-au întărit foarte tare, mi-au arătat ce înseamnă, ce vreau mai mult de la viață, ce vreau că mă voi întoarce în această lume din nou, pentru că m-am simțit ca într-o altă dimensiune, ca să fiu sinceră. Dar frumusețea a fost că am ajuns altfel de om aici. Adică mi-am dat seama cât de mult contează lucrurile mici, lucrurile simple, familia, omul în sine, că cel mai importantă investiție și realizarea oamenilor este să stea lângă familie, lângă oamenii dragi, să se bucure de clipele frumoase și să lase un pic lumea asta aparentă deoparte, pentru că trăim într-o lume destul de dezechilibrată, zic eu, și mult superficială, ceea ce uneori nu le lasă să fim noi cu adevărat. Lena, ești un exemplu pentru multe mămici, da? Faptul că îți crești singură copilul și că ai reușit să treci peste un moment greu din viața ta. Vreau să ne spui de unde îți găsești puterea să faci asta singură și cum ți-a fost în clipele alea? Pentru că sunt convinsă că au fost și momente în care ai spus, stop, nu mai pot. Nu. Nu? Nu. Știi cum e vorba aia că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce? Este foarte adevărat. Adaptarea mediului, corpului la mediu, se face așa cum tu nu crezi vreodată, ca să spuneam, am fost și surprinsă de multe lucruri prin care am trecut și nu mă așteptam să le pot parcurge așa. Practic, tot ce mi s-a întâmplat a avut o educație pentru mine, o școală de viață. Am realizat că pot face multe alte lucruri decât mi le închipuiam eu și am realizat că sunt un om fericit, împlinit. Și poate dacă nu era așa viața mea, nu ajungeam aici. Și atunci consider că fiecare greșeală poate pe care am făcut-o a fost ca o educație pentru mine. La fel cum menirea acestui copil în viața mea a fost ca eu să mă întăresc și să realizez că pot fi o mamă cool, pot să trăiesc și viața, pot să mă bucur și de oamenii din jur, pot să am timpul meu liber, pot să fiu un om care își crește frumos copilul, să am parte de un proiect în care să fiu prezent și să filmez cu el, ceea ce mi se pare cel mai frumos lucru pe care puteam să îl trăiesc după această experiență, fiind atât de mult timp separată de el. Și de aia spuneam că toate cumva mi-au arătat că așa trebuie să fie. Apropo de ce spuneai mai devreme, că aveți un reality show, da? Și vreau să-mi spui cum a primit Răzvânel camerele în casa voastră și cum s-a adaptat rolului de vedetă până la urmă. Răzvânel este un copil, cred eu, crescut frumos, educat frumos. Părinții mei mi-au fost aproape și toate lucrurile pe care eu mi le-am dorit, ei le-au realizat împreună cu mine și au continuat această creștere și în perioada în care eu am fost plecată și după ce m-am întors. Ei au fost mâna mea dreaptă, practic, în toată viața mea. Și pe lângă că m-au susținut de când eram mică în tot ce am făcut și au investit de la educație până la, nu știu, principii și valori în viața mea, inclusiv pe partea asta de parenting, pot să spun că m-au ajutat extrem de mult și a contat enorm pentru mine. Astfel încât pentru el totul a fost simplu,
Eu m-am întors în țară, am luat acest proiect de mămi, suntem deja, intrăm în al treilea sezon, mă bucur foarte tare că fac parte din el și că avem așa o legătură de specială și pe partea asta de televiziune, că acolo mi-era cel mai greu cu deplasările și să nu l-am lângă mine. Iar ei au fost pionii principali în toată ecuația asta, pentru că atunci când am avut nevoie de a fi plecată, ei au fost lângă mine, așa cum o fac și acum, de exemplu, când sunt acasă cu Răzvanel și mă suplinez atunci când am nevoie. Deci, cumva, toate s-au completat. Planuri de viitor, ce ne pregătește Elena? Am o zic că vă pregătește Elena ceva bine de tot. M-am bucat de un show foarte tare pe care, din păcate, l-am stagnat puțin. De ce? M-am bucurat de această mini-vacanță pe care am avut-o și, nu știu, am rupt ușa, cum s-ar spune. Mi-am dorit să ies pe de tot, să mă pot plimba, să pot să mă distrez, să profit de faptul că am o lună de zile liberă, 100%. Și n-a fost chiar așa să fie, pentru că au mai intervenit evenimente pe care le-am avut, dar am completat utilul cu plăcutul și m-am bucurat mult de vacanța asta, pe care încă o mai am până pe 15 august. Și am zis, după aceea intrăm în treabă așa cum se cuvine. Vreau să fac o piesă foarte tare cu un taraf și o voce foarte bună din muzica românească. O să vă țin la curent ulterior asta, ca să vorbim pe lucruri practice, nu pe povești, cum îmi place mie. Dar o să fac ceva foarte tare, pentru că eu sunt genul de om care, știi, stă, dar și când scoate ceva trebuie să fie la un anumit nivel. Apropo de colaborări, a fost surprinzătoare colaborarea pe care tu ai avut-o cu Gianni Chiriță anul acesta. Cu prietenul meu Gianni Chiriță. Și vreau să vă spun așa, când am văzut că s-a urcat pe YouTube videoclipul, am sunat-o: Elena, spune-mi ce s-a întâmplat, că nu știu. Hai să le povestim telespectatorilor cum a avut loc, cum a născut această colaborare. Eu și Gianni ne știm de mulți ani, că așa e industria asta, toată lumea se știe cu toată lumea, doar că după ce m-am întors de la Survivor, el având experiența de exatlon, s-a făcut așa ca o gașcă de prieteni unde ieșeam mai tot timpul împreună, unde ne distram și, nu știu, empatizam unul cu celălalt atunci când venea vorba de experiența asta de viață pe care am avut-o și el și el în același context oarecum. Ulterior a avut și el un reality TV pe care l-a avut în același post de televiziune. Eu la fel, cumva acolo iarăși am spus, bă, ar trebui, dacă toți suntem la același post acum, după ce am fost și acolo cumva în același, trebuie să facem o piesă ca să fie. Și el a zis, domne, că eu nu cânt, că n-am nicio treabă, ești nebună la cap. Și am zis, bă, te fac să cânt. Și din toate petrecerile astea unde culminau cu multă muzică până la final și cântam până dimineața, până a doua zi și ne distram, am zis, gata, noi doi trebuie să facem o piesă, că prea îți place să cânti. Lui îi place foarte mult muzica și am zis, băi, dacă tot ești așa fascinat de treaba asta, te pun să cânti. A luat-o în glumă inițial, după aceea când a văzut că-s nebună și că mă țin de cuvânt, l-am luat pe prietenul meu Mario Joy și am spus, hai să facem o piesă, să fie ce trebuie, pe trending acum. Are voce Gianni? Mă, față de mulți alții care se chinuie mai mult decât el la studio, să știi că s-a descurcat foarte bine. A avut o parte de rap, nu l-am solicitat foarte tare, dar mi-a plăcut dăruirea lui și implicarea lui, că și el este un om destul de serios și când vrea să facă ceva, face. Așa că a fost așa, ca piperul și sarea din piesă, ceea ce a plăcut multora. Mai mult decât atât, a avut pe canalul meu de YouTube Elena Ionescu Music și un impact foarte bun. Fără nicio promovare extraordinară, efectiv am pus-o pe YouTube și se pare că a plăcut oamenilor, astfel încât astăzi, pe unde merg, toată lumea îmi cere piesa Bate Inima și am zis, perfect, păi să bat atunci. Mulțumim tare mult, Elena, că ai fost și alături de noi astăzi, iar noi vă lăsăm în compania piesei pe care o are Elena Ionescu cu Gianni Chiriță, Bate Inima.
Următorul meu invitat este unul dintre primii prieteni ai Trustului Metropola TV. Este cu noi încă de la începuturile acestei televiziuni și de fiecare dată când îl sunăm, își face timp să intre în direct cu noi prin Skype. De unde? Din Spania, de acolo unde ne povestește care mai e treaba cu restricțiile, ce mai fac românii noștri pe acolo. Astăzi nu este în Spania și pentru prima dată după foarte mult timp, Sebi este alături de noi prin Skype, dar din România. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, Andreea, bine v-am găsit! Sebi, ce-ți priește aerul de România! Ce-ți priește aerul de munte! Tocmai a început ploaia, Andreea, uite, mi-am pus o umbrelă aici ca să nu ne deranjeze. Am avut azi o zi minunată aici la Sinaia, 28-29 de grade, dar tocmai în acest moment a început să plouă. Ne răcorim puțin, lasă-i bine! Sebi, este adevărat că este prima vacanță, prima revenire în România după foarte mult timp, după această pandemie? Exact, după 2 ani, m-auziți? Da. Credeam că l-am trecut. După 2 ani de zile, este prima revenire în România după pandemie și sunt foarte bucuros. Am astăzi exact o lună și mâine deja suntem cu bagajele pregătite să ne întoarcem înapoi acasă la noi în Spania. Wow, am înțeles. Vreau să cred că n-a fost scurtă, da? O lună de zile nu-i puțin, ți-ai reluat așa de energiile și tot ce trebuie din România. Nu este puțin, dar mi s-a părut foarte puțin. Asta este, acum continuăm și mai facem o săptămână pe drum, mai facem o mică vacanță în Austria, ne vizităm prietenii prin Germania, Franța și ajungem înapoi la noi acasă. Sebi, am încercat să vă spunem. Da, te rog, scuză-mă că te-am întrerupt, spune-mi. Zic, am încercat să ajung și la Metropola, la prietenii mei urmați de la Metropola. Am fost în București chiar în ziua când a aterizat acel avion. Eram în sectorul 3, pentru că am cununat și fiinii mei sunt din București. Și după cununie, la ora 2, am mâncat, era 2 și ceva, și am pus GPS-ul și mi-a arătat din sectorul 2 până la adresa voastră, o oră 45. Am pus GPS-ul până la Sinaia, o oră 37. Și nu rămâne decât să plec la Sinaia și rămâne să ne vedem prin Skype. Sebi, spune-mi, cu cine ești în vacanță în România? Ești cu întreaga familie, cu soția, cu copiii, da? Sigur, am venit cu copiii și cu soția, am venit împreună, am venit cu mașina ca să stăm liniștiți, să nu fim condiționați nici de avioane, nici de zboruri și plecăm când vrem, venim când vrem. Vreau să te întreb pe unde ai călătorit, ce ai vizitat, de ce ți-a fost dor din România? În primul rând mi-a fost dor de orașul natal și de munții Bucegi unde am copilărit și crede-mă, am vizitat tot. Am fost la Babele, am făcut Transbucegiu, Vârful Omul, deși sunt din Sinaia, nu ajunsesem niciodată și mi-am dorit și am urcat cu copiii până la Vârful Omul. Apoi am fost la 7 cascade, la canionul 7 cascade din Brașov, din Dâmbu Mori. Nu fusesem niciodată, foarte frumos. Deci am vrut să stau mai mult în natură. Și m-am bucurat mult de vacanța asta în natură, am prins timp minunat, pentru că la noi la Sinaia, știți, în fiecare zi, dacă nu dimineața, seara, ne dă o mică ploaie, cum vedeți acum. Și m-am bucurat. Apoi am fost săptămâna trecută la Petroșani. Eu, cum am fost mereu plecat, n-am avut ocazia niciodată să fiu naș, să cunun pe nimeni. Și am găsit ocazia acum și am fost naș la doi tineri minunați, le doresc casă de piatră. Am văzut și Valea Jiului. Acum ne-am întors acasă și urmează să ne mentalizăm bine pentru mine că trebuie să luăm drumul înapoi spre Spania. Voi în Spania profitați mai mult de zona mării, iar acum copiii au profitat mai mult de zona muntelui. Cum a fost această schimbare pentru ei? Foarte frumos. Deci ei nu vor să plece. Mă roagă să-i lasă aici până 15 septembrie când începe școala și să vină cu bunica, să se întoarcă cu bunica cu avionul. Ar putea fi o variantă. Trebuie să plecăm. Sigur, deci ei nu mai vor. Mare, nu, tati, aici vrem verdeață, natură, vrem să ne jucăm. Este mult mai frumos. Avem o țară minunată, vă spun sincer. Eu fiind plecat de atâta timp și când mă întorc, văd o țară minunată. Singurul lucru care nu mi-a plăcut în această vacanță, drumurile în România lasă de dorit, din păcate. Stăm cu orele, după cum știți, pe Valea Prahovei în coloană, dar asta este. Poate peste câțiva ani s-o rezolva și această problemă. Să avem o țară, să venim cu drag acasă. Este foarte frumos că copiilor tăi le place România și le place muntele, pentru că de obicei copiilor le este mai bine acasă, acolo unde ei s-au obișnuit, sunt în confortul lor. Îmi pare rău că nu am fetiță aici să vă spune acum. Vă rog, vă spuneți-l tati să mă mai lase în țară. Deci se roagă de toată lumea să-mi spună să-i mai lăsăm. Dar este de ajuns, trebuie să vină cu noi acasă. Din păcate. Dacă mă gândesc la faptul că copiii trebuie tot timpul să-și pună punctul de vedere și părinții nu se pot abține niciodată atunci când vine vorba despre dorințele copiilor, dacă copiii v-ar spune, tati, mami, vrem să ne întoarcem în România, ce-ați zice de asta?
Siguranță, cu siguranță, dar întâi le-am promis că în viitor este o variantă, dar în primul rând trebuie să-și termine școala, trebuie să-și termine studiile acolo unde au început. Ei vorbesc foarte bine limba română, dar încă nu sunt pregătiți pentru a studia aici în limba română și cu siguranță vor pierde, cel puțin va pierde un an să facem acest schimb. Dar în viitor eu nu descartez această opțiune să mă întorc înapoi în România aici, pe meleagurile natale, că îmi place foarte mult. Credeți-mă că și mie mi-e greu să mă despart, să plec. Ce mai știi despre restricțiile din Spania? Care mai este atmosfera pe acolo? Am vorbit cu prietenii mei pentru că am întrebat, după cum ați văzut, Spania este în roșu, deja foarte multe restricții, dar asta se spune, dar eu am vorbit cu prietenii, este la fel ca și aici. Masca deja este liberă, pe stradă nu se mai poartă mască. Eu când am plecat eram obligat să stăm cu masca pe stradă, acum nu. Avem o tochie de cheie, dar ce-i spunem noi, de la ora 1 noaptea până la 6 dimineața nu se mai poate ieși pe stradă și o văd foarte bine, la orele acelea eu sunt acasă, nu mă afectează cu nimic. Și în rest, vă spun sincer, cum a fost și aici, eu n-am văzut oameni bolnavi de COVID, prietenii mei din Spania, în tot grupul, în toți vecinii, eu nu văd oameni bolnavi, dar dacă statisticile spun că sunt, trebuie să fie într-o parte sau în alta, dar mie mi-a plăcut foarte mult în România libertatea asta și îmi dau seama că pandemia asta încet, încet o să se ducă. Cum ți se pare atmosfera din România? Cum ai simțit din nou vibe-ul românilor? În concediu, sincer, să spun, foarte frumos. Eu l-am simțit foarte bine, m-am distrat foarte mult, deși oamenii aici, mulți dintre ei sunt un pic mai pesimiști, nu că România nu e bună, nu merge bine, oamenii răi, nu e adevărat. Oamenii sunt buni, sunt optimiști, peste tot sunt la fel. Doar că noi ne vedem un pic, nu, că România nu e bună, că asta e așa, asta e așa. Este o țară extraordinară. La fel ca și în Spania, oameni primitori, oameni dragi. M-am bucurat de ei, oriunde m-am dus în țară, m-am bucurat de oameni minunați. N-am avut probleme cu nimeni. Mi-ai spus că ai fost foarte mult în zona de munte, dar vreau să întreb dacă ai ajuns și la mare în România. La mare, sincer, n-am ajuns și, dar nici nu, nu mă gândesc. Nu ți-a fost dor. Văzând care este situația aici la mare, că este prosop lângă prosop, oamenii stau pe plajă și crede-mă, Andreea, noi mergem cu copiii. Dacă văd un om la 2 metri, zic, hai să ne ducem un pic mai încolo, să stăm mai liniștiți. Și aici la mare, spun verii mei, când se duc, zice, am pus prosopul unul lângă altul, în 2 săptămâni m-am împrietenit cu cei din jur deja și au schimbat telefoanele, ce au făcut familia. Vreau să-mi spui... Nu, marea din România, din păcate, spune-mi, rog. Vreau să-mi spui dacă copiilor tăi le-ai gătit doar mâncare românească cât ați stat aici sau ți-au cerut și câteva specialități, bunătăți spaniolești, așa? Sigur, nu le-am gătit mâncare românească. Odată am venit pregătit cu totul pentru paella, le-am făcut o paella împreună cu toți vecinii din jur, cu prietenii, cu familia. Apoi le-am pregătit o baclava și chiar în momentul ăsta fierbe ciorba de burtă, că aveam poftă de o ciorbă de burtă cu burtă și cu oase din România. Zic, înainte să plec, mâncăm o ciorbă de burtă. Am pregătit un gulaș foarte bun, l-am pregătit de 2 ori la lemne, mi-am cumpărat un șaun și acum, numai ce ajung în Spania, o să vă prezint rețeta de gulaș așa făcută de mine. Prietenii te-au așteptat să le gătești, așa este? Cu siguranță, le-am pus astăzi o poză frumoasă din grădină cu crini. Sevi, lasă crinii, treci în bucătărie, te așteptăm. Vreau să te întreb dacă poți să ne pui și nouă pe curier puțină ciorbiță de burtă. Cu mare plăcere, cu mare plăcere, mi-ar place să vă pot trimite. Dar trebuie să faci 2 tuciuri mari de tot, că noi suntem mulți, da? Sunteți mulți, îmi imaginez și vă salut pe toți de acolo, de la Metropola TV. Am spus la toți prietenii mei astăzi, aici în curte, zic, la 21 sfert intru, nu că nu prindem, zic, 123, sincronizați televizoarele toți. Acum că n-auzise de Metropola, toți prietenii mei au sincronizat televizoarele să mă vadă. Foarte bine, bravo, bravo, Sebi, ești de-al nostru. Sigur. Vreau să te întreb dacă... Siguranță. Dacă ai reușit să filmezi ceva, să faci un material pe care să-l urci ulterior pe YouTube despre experiența ta în România, despre vacanța ta. Sincer, nu, am filmat puțin, am făcut un mic video la Canionul 7 Scări, am video făcute pe munte. Uite, este o idee bună, Andreea, să le unesc și să fac un mic video pe care pot să-l urc pe YouTube cu experiența din această vacanță. Este o idee, dar eu nu m-am gândit la ea până. Uite, acum poate este puțin tardiv, dar mă gândesc că, uite, îți dăm așa o idee, având în vedere că ai stat foarte mult prin România și ai mai gustat așa din bunătățurile noastre. Poate cine știe, următoarea rețetă va fi așa cu is tradițional românesc? Cu siguranță trebuie să facem ceva românesc. La ce te-ai gândit? Hai, zi-ne puțin, uite, la ce te-ai gândit tu că ar putea să fie următoarea rețetă? Din următoarea rețetă aveam în cap primul să prezint un gulaș și după aia vreau să prezint supa de găluști,
o supă de găluște, o am de mult timp. Am pregătit-o aici de două ori, am provat-o, am făcut niște experimente să vedem cum iese, cum nu iese. Și cam astea ar fi primele care vreau să le prezint acum. Și ceva dulce vreau să prezint, că copiii mei, tati, vrem ceva dulce, vrem desert. Papanaș! Trebuie să mă gândesc și la ceva. Papanaș, i-am prezentat foarte bun. Rețeta de papanaș excelentă. Am mâncat la orice restaurant am fost, n-am plecat fără să mănânc papanaș. Sebi, îți mulțumim foarte mult că ți-ai făcut timp să intri și astăzi în direct cu noi prin Skype, să aveți drum bun, da, și să ne dai un semn când ajungi, să știm că ai ajuns bine. Cu siguranță, mulțumesc. Plăcerea a fost de partea mea, Andreea. Mulțumim tare mult. Vă salut și vă cu drag și sper să ajung bine. Iar acum, dragii mei, noi am selectat de pe canalul de YouTube al lui Sebi chinoa cu legume, că e o rețetă așa, de vară. Haideți să vedem. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să pregătim o rețetă sănătoasă. Sănătoasă, dar adevăratelea. Fără prăjeală, fără nimic. Chinoa cu legume. Haideți să vedeți ce am folosit eu în această rețetă și voi le adaptați la posibilitățile voastre, da? Haideți să începem. Vă prezint ingredientele. Ingredientul principal, chinoa. Eu am pregătit aici 240 de grame de chinoa, da? Exact o cană de chinoa și la o cană de chinoa folosim 2 de apă. Cu ce puteți înlocui chinoa? Eu vă sugerez cuscus, bulgur sau mei. La fel de sănătoase. Aici am pregătit conopidă, brocoli, dovlecel, morcov și ardei roșu și 2 căței de usturoi. Voi puteți să folosiți zarzavaturile care vă plac. Aici, la sfârșit, o să folosesc puțin sos de soia, piper negru, sare și curcuma. Curcuma este un ingredient, un condiment foarte, foarte sănătos. După cum vă o să vedeți, astăzi nu prăjim nimic, fără prăjeală, o rețetă total sănătoasă. Eu o să folosesc aici cratița de abur, o să îi fierb la abur. Voi, dacă nu aveți cratiță, uitați, cei care mă întrebați, am cumpărat-o din Lidl, da? Nu-i fac publicitate la nimic, este o cratiță foarte bună și de multe ori eu îmi fac verdețurile de aici la abur. Haideți să începem. Prima dată, uitați ce vă spun, chinoa, într-o strecurătoare foarte fină, trebuie să o spălăm bine, bine, bine. Gata. Eu am spălat chinoa foarte bine, aproximativ 2-3 minute sub jetul de apă, da? Voi, dacă vreți, o puneți într-un castron și schimbați apa până iese curată. Este foarte important, că dacă nu, chinoa are o coajă foarte amară și vă dă un gust amar. Haideți să vedem. Acum trecem la apă. Eu la o cană de chinoa o să folosesc 2 căni de apă, da? O să punem apă fiartă direct, să vedeți. Chinoa albă nu trebuie să fiarbă la fel de mult ca cea roșie. Cea roșie e mai tare. Aici o să pun un pic mai puțin de 2 căni. Imediat o să vedeți. Haideți să tai și verdețurile, să le punem la fiert. Adaug chinoa spălată și bine scursă și acum îi adăugăm 2 măsuri cu apă fiartă. Una. Și a doua, uitați ce fac eu, nu umplu de tot, da? Dacă e nevoie, mai punem la sfârșit. Așa. Ardeiul și dovlecelul bine spălați. Eu o să folosesc doar jumătate de ardei și jumătate de dovlecel. Acestea o să le folosesc toate. Și la sfârșit o să vedeți ce facem cu usturoi. Așa, eu am tăiat toate legumele, le-am tăiat morcovul mai mic, în felul acesta să fierbe mai ușor. Dovlecelul am lăsat un pic mai mare, îl tem la sfârșit. Brocoli, voi tăiați-le cum vreți. Ia uitați, aici am pus apa, a început să fiarbă. Și acum adăugăm toate legumele și zarzavaturi. Așa. Adaug brocoli și o să vă spun exact cât timp au stat la apă. Gata. În cazul meu au trecut 12 minute. Uitați, chinoa și-a tras toată apa. Acum o lăsăm deoparte aici și o lăsăm să se răcorească puțin. Da? Eu o să-i pun capacul. Nu i-am mai pus o hârtiuță. Și opresc aici și legumele. Da? Eu am probat morcovul. Cel mai important, morcovul este făcut. La fel, 12 minute. La aburi să fac foarte repede. Eu acum o să o iau separat și o las să se răcorească. Așa, eu între timp ce se răcesc legumele, eu le-am tăiat mai micuțe, vedeți? Nu le-am tăiat de la început ca să nu se zdrobească de tot. Le-am lăsat un pic mai mari și acum am tăiat dovlecelul. Voi le tăiați cât de mari vreți, da? Cum vă plac. Așa. Morcovul și ardeiul au fost tăiate, eu le las așa un pic mai măricele. Și acum o să le scot într-un castron, să se răcească mai repede. Scot și chinoa într-un alt recipient să se răcorească mai repede, da?
Gata. Acum quinoa s-a răcorit și legumele noastre s-au răcorit. Ce facem prima dată? O să adăugăm cei doi căței de usturoi, da? O să îi zdrobim. Eu îi zdrobesc direct aici peste chinoa. Eu am folosit doar 2 căței de usturoi. Voi puteți să folosiți mai mult sau deloc, da? Eu acum îi adaug puțin sos de soia, da? Dacă nu aveți, este suplimentar. Aveți grijă că este sărat, de aceea n-am pus multă sare. Eu îi adaug curcuma, piper negru, după gust. Eu am pus la început puțin ca să își tragă mai bine, mi-mi place piperul. Voi puteți adăuga orice alt condiment și adăugăm legumele noastre, așa, tăiate. Și le amestecăm pe toate bine. Uitați aici ce platou frumos de quinoa am scos noi. Sub acest video o să vă las un articol unde o să vă spun toate beneficiile acestei cereale quinoa și de ce trebuie să o mâncăm, pentru că este un medicament total. Deci alimentele tale să fie medicamentele tale. Haideți să o și probăm. Voi tăiați legumele cât vreți de mici. Ce vreau să vă spun aici, cu condimentele aveți grijă, sare, piper și curcuma, nu puneți multă curcuma pentru că dă un gust amărui curcuma dacă vă treceți cu ea. Ce miros frumos! Excelentă, vedeți ce elegant o mănânc? Nu mă mai fi ca la carne și ca la toate, nu? Dar este un aliment foarte sănătos, da? Vă recomand cel puțin o dată pe săptămână, dacă aveți posibilitatea, să mâncați quinoa, să mâncați mei, să mâncați cuscuz, bulgur, da? Să mai înlocuiți orezul, pentru că quinoa are un indice glicemic mult mai scăzut și de aceea te ajută să te menții în formă și te ajută și să slăbești. Excelentă! Cu astea spus, închid acest video, prieteni mici urmași, ne vedem într-un nou video, da? Nu uitați, sunteți iubiți! Haideți, poftă mare! Este frumoasă, este carismatică, este dulcică, este multitalentată, multifuncțională. Are peste 115.000 de followers pe TikTok și peste 21.000 de followers pe Instagram. Este și colega noastră și vreau să vă spun că proiectul Dragoste de România îi se potrivește mănușă. Astăzi este alături de noi Cezara Munteanu! Doamne! Te pup! Introducere superbă, mulțumesc din suflet, mă bucur foarte mult să mă aflu aici alături de voi. Cezara, așa cum spuneam și în introducere, ești multitalentată, multifuncțională. Deci ești așa, prezentator TV, actriță, vlogger, influencer, ce bucătăreasă, ce mai ești, vreau să știu. Nu știu ce să zic, dar într-adevăr sunt multifuncțională, să spunem așa. Îmi place să am foarte multe activități și asta vine și din cauza faptului că eu mă plictisesc extrem de repede și ca să nu mă plictisesc îmi găsesc diverse lucruri de făcut. Și cumva când schimb ceea ce fac, mă odihnesc. Asta e modalitatea mea. Eu nu prea pot să stau, să mă relaxez, rar pot să stau așa și să zic că nu fac nimic. Și atunci trebuie să-mi investesc energia în ceva și mă ajută dacă îmi schimb pur și simplu activitatea să mă odihnesc. Vreau să-mi spui cum reușești să le combini pe toate și să-ți iasă toate atât de bine. Nu știu dacă mi-e atât de bine, sincer să zic, dar adevărul că da. Mulțumesc, dar adevărul este că e foarte obositor. Trebuie să recunosc, ai momente în care ajungi la capătul puterilor, mai ales că pe lângă tot ce se vede în social media, trebuie să mai și lucrăm și să ne ocupăm de viața noastră de zi cu zi și am și eu momente în care efectiv simt că am ajuns la capătul puterilor, dar îmi iau o pauză, mă odihnesc puțin și merg mai departe. Îmi face foarte mare plăcere să fac asta și atunci, chiar dacă mă obosește, am forță să continui. Vreau să vorbim puțin despre contentul tău în online, da? Și vreau să-mi spui de unde ți-a venit ideea să începi să creezi content în online și când? Adevărul e că eu am stat acum 5 ani pentru o lună de zile în Paris și am avut acolo un prieten fotograf care îmi spunea că tu ar trebui să faci chestia asta în online, uite că sunt foarte multe fete care fac, la noi încă nu se auzise nimic, cel puțin eu nu auzisem de ideea asta de influencer, nu știam ce înseamnă. Și la vremea eram, ce îmi spune ăsta, ce e asta, deci nu am băgat în seamă deloc. Și trebuie să recunosc că am început abia anul trecut, în pandemie, când aveam mai mult timp și am zis hai să-mi investesc energia în direcția asta. Oricum și înainte cumva împărtășeam ceea ce făceam eu cu oamenii, pentru că
nu știu, caut să îi inspir pe oameni într-un sens pozitiv, să le fac viața un pic mai frumoasă sau să le aduc un zâmbet pe buze sau să-i ajut cu orice fel de informație, dacă se poate. Și anul trecut am început să lucrez mai serios în direcția asta și acum, gândindu-mă că dacă aș fi început cu 5 ani în urmă, probabil eram un pic mai departe, îmi pare rău că nu l-am ascultat pe prietenul meu atunci, dar asta este, învățăm. Vreau să-mi spui cu ce ai început prima dată atunci când ai zis, gata, mă apuc de YouTube și de content pe online. Am început cu rețete, a fost cel mai la îndemână pentru mine. Înainte să mă apuc de YouTube, eu scriam pe blogul meu, scriam pe despre călătorii, cam asta era subiectul meu principal, că mie îmi plăcea foarte mult să călătoresc. Fiind în pandemie, mi-am dat seama, măi, nu aș putea începe un vlog legat de călătorii. Atunci, ce pot să fac? Sunt închisă în casă. Ok, hai să mergem pe partea de cooking. Dintotdeauna mi-a plăcut să gătesc, pentru că îmi place să mănânc. Și atunci... Nu se vede deloc! Sunt o norocoasă, ce să zic. Chiar aseară am postat pe contul meu de Instagram, mi-era foarte foame, am muncit toată ziua și am întrebat pe oameni, voi ce mâncați în seara asta? Chiar căutam inspirație. Majoritatea răspunsurilor au fost nimic, apă, răbdări prăjite și eram oameni buni. Eu nu pot și bineînțeles, mi-am făcut o porție de paste și am savurat și după aia înghețată, că nu se poate masă fără desert. Și am fost surprinsă să văd că toată lumea îmi spune că nu mănâncă nimic seara. Deci eu încă mă mai bucur. Bineînțeles, primesc amenințări. Lasă că după 30 o să vezi tu. Că după 35. Am zis, știți, o să profit până la 30-35. Și dacă o fi cazul, nu o să mai mănânc nici eu la 10 noaptea paste și înghețată. Foarte mulți oameni te privesc și privesc în general pe toți cei din mediul online și spun vreau să mă apuc și eu mâine de YouTube, de influencereală, pentru că eu cred că este foarte simplu și vreau să cad așa bani din cer. Nu e așa. Nu este așa de simplu și chiar voiam să zic, acum câteva zile mi-am scos primul cec de la YouTube. Wow, și am fost felicitări! Extrem de încântată. După un an și două luni, am încasat primul cec de la YouTube și o să vă zic și vouă sincer, ca să știți cât anume am încasat, 377 de lei. Deci dacă vreți să... un an și două luni, 377 de lei! Dacă vreți să vă apucați de YouTube pentru că aveți impresia că o să vă îmbogățiți din asta, nu e chiar așa. Poate în timp, nu știu, conturi care cresc în 5-10 ani ajung la un moment dat să fie o sursă de venit. Dar până ajungi să crești, ai nevoie de foarte mult timp pe care să-l investești de drag. Deci nu o faceți pentru bani, faceți-o de plăcere, ceea ce am făcut și eu. Tot timpul am făcut-o de plăcere și chiar râdeam cu familia mea că au zis, lasă-mă, e bine și cât ai luat, dar știi că acum ni se cuvine și nouă un procent. Că eu v-am povestit că întotdeauna ei mă ajută, sora mea mă filmează, toată lumea contribuie la canalul meu de YouTube, știi? Și am zis, păi ce să facem, împărțim de acum. Înțeleg că oricum rețetele nu le filmezi aici în București, ci acasă la tine. Acasă, da? La Botoșani și chiar săptămâna, peste două săptămâni mă duc să mai trag o serie de rețete. Deci dacă aveți sugestii, ce v-ar plăcea să vedeți pe canalul meu de YouTube, vă rog să-mi scrieți pe Instagram. Da, vă și spun cum am aflat asta, eram într-o zi la machiaj și o văd pe Cezara. Și tocmai văzusem că postase super rețetă pe YouTube și zic, măi Cezara, dar niciodată nu ne-ai adus nouă felie de tort. Și zice, păi da, dar eu nu le filmez aici. Că dacă le filmam, vă aduceam, bineînțeles. Că îți dai seama, nu aș avea ce să fac cu atâta mâncare. Dar nu le fac aici, așa că se bucură numai familia și prietenii de la Botoșani de toate rețetele pe care le gătesc. 115.000 de followers pe TikTok. Bine de tot! Cum ai reușit? Cum am reușit? Anul trecut, în august, chiar în august fac un an de zile de când am deschis contul pe TikTok și am postat aproape în fiecare zi, sincer. Cred că oamenilor le-a plăcut ce văd acolo, oricum m-au mai văzut în unele seriale și întotdeauna primesc întrebarea aceasta, dacă sunt actriță și dacă joc în seriale și le zic că da și probabil cumva a contat și bucățica asta că au ocazia să mă vadă în alt mediu decât pe sticlă. Există un content anume care prinde pe TikTok, pe Instagram sau pur și simplu prinzi tu ca om și ceea ce îți place ție să faci, dacă faci cum trebuie, aia prinde? Ce am observat că
îi interesează pe oameni informația pe care le-o livrezi. Dacă poți să-i ajuți cu ceva, cum ar fi, eu mi-am deschis acum pe Instagram și cont strict pe cooking, cum pe TikTok tot pe direcția asta merg. Oamenii au nevoie de informații și acum, na, informația e la un click distanță și dacă tu ești cel care le-o livrează, atunci ei o să te urmărească. Și cumva de asta, pe contul meu, Cezara Munteanu, pe Instagram, încerc să îmbin un lifestyle, adică să prezint cum e viața mea, chestii pe traveling, pe fashion, pe cooking, ei, în anumite direcții merg pe o singură nișă. Și atunci, dacă tu le oferi o informație oamenilor, oamenii o să te urmărească. Bine, dacă ești Brad Pitt, probabil te urmăresc așa, de la sine, dar dacă nu, ei au nevoie de ceva de la tine. Ce le dai tu? Atunci când vine vorba de a te gândi ce rețetă urmează să mai gătești, de unde te inspiri? Adică la ce te uiți? Te uiți, nu știu, la vreun canal din afară? Te inspiră vreun influencer din afară? Nu am un influencer care să mă inspire. Adevărul e că și eu tot pe internet îmi caut inspirația. Mă gândesc ce îmi place mie să mănânc, mă gândesc ce mai am prin frigider și trebuie să folosesc. Caut ingredientele respective și în general caut să fie rețete cât mai ușoare, pentru că oamenii întotdeauna au impresia că dacă îți gătești și îți faci ceva de mâncare durează foarte mult. Ba din contră, eu dacă îmi comand ceva de mâncare durează mai mult să-mi ajungă mâncarea decât dacă mi-aș găti ceva. Și atunci asta e ideea, rețete cât mai ușoare, accesibile, să nu ne complicăm prea mult. Trebuie să-ți recunosc că în ultima perioadă am fost tentată de vreo două ori să-ți dau unfollow pe Instagram pentru că ai fost în niște super vacanțe unde ai călătorit. Am fost în Rodos, în Grecia, unde a fost absolut superb. Am descris și în vlogul meu despre Rodos toate locațiile pe care am reușit să le vizităm și vă recomand, dacă vă doriți o destinație unde să stați și la plajă și să vizitați, că nouă așa ne place în general să îmbinăm și partea asta istorică, arhitectură, de vizitat diverse locații și cu relaxarea. Și am fost în Florența, în Italia, unde a fost absolut superb. Doamne, minunat! M-am reîndrăgostit de orașul respectiv. Am mai fost acum câțiva ani, dar de fiecare dată când revii, cred că într-un loc, încep să-l vezi cu alți ochi. În funcție și de persoana care ești tu. Na, că ai mai crescut, te-ai maturizat, s-au întâmplat diverse în viață și privești altfel ochii. Și mi se pare că cu cât înaintezi în vârstă, parcă țin ochii un pic mai bine deschiși. Văd mai bine, analizez, nu știu. Dar m-am reîndrăgostit de Florența. A fost absolut superb. Și sperăm să mai reușim să plecăm undeva vara aceasta, dar încă nu știm exact unde. Sperăm să nu se schimbe prea mult condițiile, restricțiile și tot așa. Apropo de vacanțe, m-am tot uitat peste postările tale și am văzut acolo că de multe ori avem cam aceleași haine și asta pentru că avem cam aceleași gusturi. Eu am văzut că în ultima perioadă tu pe Instagram și, mă rog, în tot contentul tău de pe online, postezi reels-uri. Reels-uri care îi ajută pe oameni să se inspire din punct de vedere al modei, da? Da, am început să postez reels-uri pe partea asta de fashion, că mi-am dat seama că mă pasionează foarte mult. Și eu urăsc să merg la cumpărături în mall. Și atunci varianta cea mai simplă este îți comanzi online, vin hainele acasă, tu le probezi, vezi ce-ți place, ce nu-ți place, cum îți stă, cum vine și ce nu-ți dorești să păstrezi, e foarte simplu să faci returul. Și cumva din această dorința mea de a nu mă duce la magazin, ci pur și simplu am comandat hainele acasă, a venit și ideea de măi, hai să le arăt și oamenilor cum stau hainele, cum se aranjează, că de cele mai multe ori în fotografiile pe care le vedem pe internet, nu arată neapărat la fel și când pui tu rochia pe tine. Știi, și atunci persoanele care, nu știu, au aceea structură a corpului sau nu, sau pur și simplu vor să-și dea seama cum se vede materialul, culoarea, cum se aranjează rochia, pot vedea dacă se uită la reel-urile respective, unde dau și toate indicațiile. Rochița e de la port mărimea X, Y, tot așa ca să vin în sprijinul celor care mă urmăresc. Uite, eu am selectat acum câteva reels-uri de la tine de pe Instagram pe care vreau să le comentăm împreună și să le spunem oamenilor, ne dăm și noi așa puțin cu părerea, pe unde ar putea să le poarte. Ia uite, nici nu mi-e cunoscută bluza asta, nici n-am purtat-o cândva în emisiune. Ia spune. Am văzut, da. Eu am tendința atunci când mă duc în vacanțe să mă îmbrac așa elegant, foarte aranjată. Deci aceste ținute, dacă mă întreb, eu mi le-aș lua pe toate într-o vacanță. Pentru că mi se pare că nu ești niciodată prea aranjat. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. De mult asta. Roz, da? Aici a fost o tematică, da, să vedem nuanțe de roz, cum se aranjează în diverse
În ce tip de vacanță crezi tu că s-ar potrivi ținutele astea? Undeva la munte sau la mare? La mare, cu siguranță. Și pentru cina romantică, de pe plajă sau nu, la o plimbărică. Și în Rodos, de exemplu, ar fi funcționat foarte bine ținutele acestea. Au fost dintre ele pe care le-am avut cu mine. Deci, da, pentru vacanțe și în general și aici. Dacă ești seara cu prietenii, la un cocktail, la o cină, la ziua cuiva. Sau cum ar spune prietenul meu Burescu, pe PDF. Așa? Primăverii de romans floresc. Așa. Nu prea, sincer, nu prea frecventez, deci nu aveam de unde să știu, dar iată câte învăț de la tine, fiecare dată. Uite, avem aici și un reels cu printuri, da? Da, 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 da. Asta e tot, mi se pare așa, de vacanță, de vară. Astea au fost tematicile din reels-urile mele. Și bineînțeles, multe din ținutele acestea, să știți că le-am purtat și în bucătărie când am făcut rețete, pentru că eu consider că și atunci când gătești, trebuie să arăți bine. Cum spune Dănuța, și când gătiți și faceți curățenie în casă, gătiți-vă, aranjați-vă, faceți-vă părul, dați-vă cu rușii, puneți-vă tocurile în picioare, da? Da. Foarte frumoase, le-am văzut, sunt în mall, le putem achiziționa cu toții, dar sunt prețuri accesibile și se poartă foarte tare în vara aceasta printurile. Așa este. Tocmai asta e și ideea, să cauți branduri și prețuri accesibile, pentru că pe oameni, în general, asta interesează. Am și eu influencer mari care se îmbracă doar de la branduri mari, de mii de euro. Te uiți, admiri, dar în același timp tu ești conștient că, băi, nu o să dau niciodată banii pe asta sau nu pot să alcătuiesc eu ținuta pe care o văd la ei. Și atunci cel mai bine e să mergi cu prețuri accesibile pentru toată lumea și toată lumea se poate bucura de aceste hăinuțe. Aici avem un reels pentru întâlnirile de seară, da? Da, da, da. Ce ai selectat? Ia așa, și sexy, și senzual, și cu mințele cumva să nu fie nici prea... Le putem purta, uite, de exemplu, la o primă întâlnire, da? Da, 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 da. Într-o seară. Așa, când vrei să rămâi puțin misterioasă, știi? Nu arăți tot din dăm prima. Dăm puțin, nu dăm tot din exact. Casă. Arătăm că avem forme, că suntem drăguțe, dar nu tot. Îmi plac foarte tare sandalele tale, să știi, le-am admirat încă de când ai postat și vreau să-mi spui pe publicitate de unde le-ai luat, pentru că îmi caut niște sandale. Sigur că da. Uite, de exemplu, îți mai aduci aminte cam cât costă o ținută, o rochiță? Nu mai mi-aduc aminte exact, sincer să-ți spun, dar eu când îmi comand pachetele încerc să comand cam 3-4 ținute și să spunem că ajungi undeva la... 3-4 mii de lei, cam așa, te ajung. Cu tot cu încălțări, gentuță, cam acestea. A, deci complet? Da, da, nu, doar ochițele, îți dai seama că sunt m-am liniștit. Mai puțin, dacă ți-e și gentuță și sândăluțe și așa, ajungi un pic mai mult. Dar depinde foarte mult cum accesorizezi ținuta. Uite, Cezara, voiam să te întreb dacă vreodată ți-ai cumpărat, nu știu, haine la mâna a doua dintr-un second hand. Trebuie să recunosc că nu. În facultate aveam tot felul de prietene care spuneau, uite, m-am dus la second, mi-am luat asta, am luat asta. Am încercat să fac și eu asta, dar credeți-mă, nu am găsit niciodată nimic care să mi se potrivească și am zis, băi, nu e de mine, nu am ce să fac, pur și simplu nu se lipesc de mine, nu găsesc lucruri care să mi se potrivească. Am prieteni și oameni care fac asta și admir că fac asta și chiar arată super bine, știi, așa stilizat, dar... Eu nu am reușit să fac. Uite, îți dau un pont dacă vrei. Și vreau să spun că eu mai mi-au rar, trebuie să recunosc, ținute din second hand, dar nu orice second hand. Apropo de ceea ce spuneai tu mai devreme, sunt influenceri foarte mari care își cumpără haine de brand, genți de brand foarte scumpe, pe care le poartă, așa cum știi și tu, pentru o postare, două, iar apoi nu le mai folosesc. Acești tip de influenceri fac periodic niște sales-uri, da? Unde își vând toate lucrurile la super prețuri și ții acolo niște gentuțe și pantofiori. Bun, deci când vine perioada îmi spui frății și... Îți scriu, da? Ne luăm împreună, sigur că da. Nu pot să nu o remarc faptul că ai un ten impecabil, spunem, dacă îl îngrijești ca la carte. Îți mulțumesc din suflet pentru compliment. Îl îngrijesc, trebuie să recunosc că în ultimul an am început să mă interesez mai mult despre ce înseamnă îngrijirea tenului. Știi, cu vârsta vin toate. Când eram tânără și neliniștită, nu mă interesa acest aspect, dar ulterior am zis, măi, ar trebui să mă interesez și eu în această direcție. Am o rutină de skincare normală, un gel de curățare, o apă micelară,
un ser, o cremă hidratantă. Simplu și la obiect. Nici prea mult nu cred că e indicat să-ți încarci tenul cu tot felul de creme, plus că eu cred că e o chestie așa de... să ne facă pe noi să cumpărăm cât mai mult de consumerism, știi? Uh-huh. Și atunci trebuie să găsești ce se potrivește ție și ce funcționează. Vreau să te întreb dacă mai ai timp și de teatru printre toate activitățile pe care le faci. Mai am timp și de teatru atât cât se poate în ultima vreme. Chiar am avut spectacol săptămâna trecută și a fost foarte plăcut că au venit câțiva colegi de aici, de la noi, și au văzut spectacolul. În luna august nu avem deocamdată nimic programat, că n-am reușit să ne sincronizăm cu programele, dar din septembrie o să revenim pe scenă și, bineînțeles, vă aștept la teatru. Vreau să le spun oamenilor de acasă că într-o zi eram eu așa frumos prin redacție și dintr-o dată aud coborâță jos dintr-o lebuz. Ce se aude, ce se aude? Era Cezara noastră care făcea cursuri online, da? Cu copiii, da, mai da, știi? Da, pe lângă toate activitățile mele, în timpul anului țin și cursuri de actorie și anul acesta am avut și un curs online la cererea părinților, deși eu sunt mai degrabă pledez pentru lucrul face-to-face. Și pentru că mă aflam aici, am avut emisiune, am avut diverse activități, a trebuit să țin cursul aici. Și ulterior am aflat că toți colegii au auzit tot cursul meu, că vorbeam destul de tare, eu aveam căștile pe urechi, nu mi-am dat seama. Și a fost foarte amuzant. Da, am avut un joc cu autobuzul în care ne urcăm, facem diverse personaje și după aia coborâm. Mulțumim tare mult, Cezara, că ai fost astăzi alături de noi și te mai așteptăm, da? Cu mult drag și eu vă mulțumesc. Iar acum noi mergem mai departe în studioul știrilor, acolo unde colega mea, Iulia Bălușă, ne-a pregătit cele mai importante știri ale zilei. Iulia, vreau să te întreb dacă se mai aude ceva de Prodanca și reghe? Bună, Andreea! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Andreea, să știi că a apărut încă o dovadă a rupturii dintre cei doi. Unul dintre ei a renunțat la verighetă, dar rămâneți alături de noi să aflați cine a făcut primul pas spre despărțire. Și avem o premieră în Israel prezentată în exclusivitate la Metropola TV. A început vaccinarea la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Și în ultimul în rând, astăzi vorbim despre caniculă. Capitala și alte 6 județe se vor afla în următoarele 3 zile sub cod portocaliu de caniculă. Totodată, meteorologii au anunțat vijelie în cel puțin 10 județe. Mulțumim, Iulia, așa este, este căldură, mare, monșer, dar voi rămâneți alături de Metropola TV pentru că urmează o scurtă pauză și revenim cu știrile pe larg.